e 10 fără un minut, ca să fie fără treaba. Un minut, și da? Avem bolul pregătit acolo. Exact. E aici lângă mine. Deocamdată le mai amestecăm așa, noi da. Tragem încă. Nu, stați așa ca să le nebuni. Trebuie să vă spunem că da? Alături de noi sunt Iuri, da? Și de la... colegul Sebi care face poze. Da. Sunt multe așa, sunt multe. Stai așa ca să le și filmeze, să le, cu numere de telefon, și cu toate datele voastre. La TV Bacău. Exact. Și o să o difuzăm și pe radio astăzi și mâine chiar. Și o să fie și în cotidianul așteptarea de luni. O notiță ca să știți cine merge cu premiul acasă. LCD-ul este undeva pe acolo, da. Prin spate. Da. Se filmează și așteptat, se poziți. Așteptat o lună întreagă să ajungă la cine trebuie. Uh-huh. Anul ăsta ziua radioului a căzut într-o sâmbătă. Uh-huh. Și la anul o să fie duminică. Și la anul o să fie duminică, da. De obicei, extragerile... 2012 ani bisect, cumva? Că nu știu. Nu știu, este dacă prea complicat pentru oblot. Bisectă înseamnă că va pica luni. În fine, asta e? De obicei, extragerile, punctele fierbinți ale aniversărilor erau undeva în jur de ora 16. Da. Astăzi, pentru că e sâmbătă, și... e weekend, pentru că oamenii sunt în vacanță și pentru că, în general, sâmbătă ritmul este mai bun dimineața, ne-am gândit să facem și extragerea dimineața. E 10 fix la mine. Da, și a meu e 10 fix la asemenea. Da? Hai să le mai amestecăm o dată. Ce da. Zice, fată, băiat, e... E un fericit câștigător sau câștigătoare, da? O să vedem. Asta astea e. Sunt multe. Oamenii au sunat și au sperat... Speranța va fi de partea unii. Am amestecat destul, Sebi? Da? Hai să vedem. E complicat de cu asta, cu extragerile. Numai voi le-ați făcut de obicei. De obicei eu făceam treaba asta. Asta e. Această dată Anca este cea care... Câștigător este Cosmin Calancea. Cosmin Calancea? Da. Asta e, bine? Asta e, stai așa să arăt. Stai că trebuie să blochezi pe numărul de telefon niște cifre să nu-l sune. Anca s-a uitat așa pentru că e scrisul meu de... Și, de doctor. Scrisul meu de doctor. Păi așa o să vă arăt. Asta este, ca să nu-l sune toată lumea. Da. Cosmin, dacă ne auzi, poți să ne suni repede. Tu, dacă te sunăm noi imediat. Dacă te miști tu să ne suni, repejor, dacă nu, ne mișcăm noi ca să te sunăm. Da. Dacă ești pe drum pe undeva, trebuie să ajungi repede la radio ca să-ți iei premiul. Să stăm de vorbă. Dacă nu mă șel, Cosmin, nu ne suna la un moment dat din trafic? Nu mai știu. Să spun sincer, nu mi-aduc aminte. Mi-amintesc că m-a sunat un domn ieri, Cosmin, ieri, alaltă ieri, săptămâna asta. Așa. Și îmi spunea că a fost, nu știu dacă e persoana despre care vorbim, așa, care a câștigat LCD-ul de la Radio Alfa astăzi, un fost elev al colegei noastre de la televiziune, Raluca Chiriacopolo. Serios? Care a sunat la Radio Alfa. Stai așa, eu mi-închid la mine microfonul, tu spui ceva frumos, eu vin, iau biletul și îl sunăm, da? Bine. Da? Stai așa, zi acolo ceva. Eu să spun ceva frumos, că Cosmin Calancea este câștigătorul. Îi mulțumim că ne-a sunat și că ne este fidel. Îmi pare rău pentru ceilalți, dacă am fi avut o căruță de LCD-uri, ne-am fi dus către dumneavoastră cu mai multe premii. Astea toate, poate la un următor concurs, poate mai facem o extragere, cine știe, în august, în septembrie. Din septembrie reîncepe prima oră și o să fie și alte premii, așa cum v-am obișnuit de la început de an. Am luat biletul și încerc să sun. Acum în direct, așa, pac, țac, bun. Stai că sună. Ia. Poate doarme. Alo. Bună dimineața. Bună dimineața, ne auzi? Alo. Da. Cosmin? Da. Cosmin Calancea, da? Da, da. Unde așa? Ești? Unde ești? Eu sunt trafic și aveam radar. Așa. Din fericire ai câștigat premiul. Unde? Da. Wow. Felicitări. Mulțumesc. Auzi, ești... unde e radarul? Unde tatu? Ești acum? Spre Sascut. Ești spre Sascut? Și da, da, da. Pleci prin județ astăzi sau poți să te întorci în Bacău să-ți dăm premiul până la ora 11? Nu. Nu poți să te întorci. Nu. Și cum facem cu el? Îl iau eu la mine acasă să văd meciul de seară. Dar din păcate la 3:30-4. La 3:30-4 ajungi în Bacău? Da, că cu serviciu și... Da. Ești la serviciu acum? Ești la interes de serviciu? Am înțeles. Bine, atunci înseamnă că ne mai auzim la telefon după ora 11, când ieșim noi din emisie. Datele, ok. Felicitări. E pe bune premiu, deci nu este păcăleală că... Știu, Anca, bun, eu vă ascult în fiecare dimineață seara, dorm... Am înțeles. La TV Bacău...
Îți mulțumim. Toată lumea. Bine, bine, hai să nu te, că ești în trafic ține, și da, să nu ai probleme. Să nu te prind acolo. Felicitări. Cineva să-ți ia punctele. Da, mulțumesc, da, mulțumesc. Bine, la revedere. Ține-o. Toate bune, la revedere.